Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun revenit, le spunem și invitațiilor noștri, Loredana și Bodo. Mulțumim. Bine v-am regăsit și mă bucur că am mai rămas și mai rămânem împreună cu voi încă o parte. Chiar vă spuneam că atât de multe aveți de împărtășit. Sunteți doi oameni care l-ați cunoscut pe Hristos. Și lucrul acesta e așa de evident din felul în care împărtășiți cu noi, din felul în care vă strălucesc ochii sau vă curg lacrimile. Ce bucurie! Întotdeauna găsim subiecte de conversație, ne aflăm pe un teren comun. Așa este. Hristos întâlnește oameni și le transformă viața. Amin. Viața voastră schimbată 100%, născuți din nou, chiar dacă termenul părea total necunoscut, iată acum l-ați trăit și l-experimentați în viața voastră. Zi de zi, zi de zile. Sunt încântată că încă mai cânți în proconsul și că te încurajez să o faci în continuare și te încurajez, Loredana, să-l încurajezi și să faceți ceea ce faceți, pentru că sunteți misionari pe terenul acesta. Facem. Mai ales că acum Loredana, cum îmi spuneam și puțin mai devreme, sau în episodul trecut, Loredana are de-a face cu atelierul de joacă de acolo, de la noi, de la țară, de unde stăm, din Comuna Dobrești, județul Argeș. Răgățeni? Sau cum numiți zona aceea de regat, așa e? Din regat, normal. Da. Acolo suntem în țara românească, jos, în Argeș, corect. Da. Iar acolo Loredana, după ce noi ne-am mutat la țară, după o lună de zile mi-a spus: eu nu mă mai văd la București. Și i-am spus: surpriză, nici eu nu mă mai văd, iubito. Păi cum așa? Uite așa bine, ea nu a mai vrut să mai întoarcă în Pipera, unde stăteam și avem și casa acolo, mă rog, în continuare, dar nu a mai vrut să mai merg acolo. A zis: eu mă simt mult mai bine aici, într-o casă mică și într-o zonă așa frumoasă și în aer curat și copiii sunt cu siguranță mult mai binecuvântați aici. Și mi-a zis: vreau să deschid un atelier, atelier de joacă se va numi ONG-ul pe care vreau să-l fac, și trebuie să închiriem ceva. Și m-am gândit să închiriem o casă. Și am zis: Lori, să închiriem o casă. În care? Și a zis: nici de cum, nicio casă. Eu vreau cel mai mare spațiu din comună. Care poate fi cel mai mare spațiu din comună? Asta e o întrebare pe care mi-am pus-o și eu și ea, numai că ea avea și răspunsul. Ia să vedem. Fosta discotecă din Comuna Dobrești, care avea 200 de metri pătrați. Era într-o stare deplorabilă. N-avea canalizare, n-avea apă, n-avea curent. Tinerii cam plecaseră din zonă? Tinerii, sau? Nu, tinerii, deci ea nu mai funcționa de vreo 15 ani. Nu mai era. Deci era ceva, o zonă ca după un bombardament acolo. Iar Loredana a zis: eu pe asta o vreau. Zice: aici trebuie să facem lucruri. Și pentru că pandemia pe noi, ca și formație și ca și familie, ai fi tentat să spui te-a lovit de nu te-ai mai ridicat. Uite că noi eram în picioare totuși și chiar dacă nu aveam fondurile necesare să reabilităm această încăpere de 200 de metri pătrați. Și mare, 200 de metri. Loredana a mers prin încredințare și a zis direct, și a zis: eu închiriez. Am mers, a făcut... Ce ai făcut, mama? Eu când am intrat în încăperea aia, deci am ridicat mâinile în sus și am zis: Doamne, cuvântul Tău spune că Tu cauți un om. Eu sunt omul ăla, n-am bani nici să pun un bec, Doamne. Dar cuvântul Tău nu spune că Tu n-ai resurse. Corect. Eu sunt omul pe care Tu îl vrei. Dacă eu sunt în atelierul Tău, Tu ești olarul și eu sunt lutul, așa vreau să fiu eu pentru copiii ăștia. De aia se numește atelierul de joacă, pentru că motoul acestui loc este: formăm caractere integre. Foarte tare. Da, și am zis: tot ce m-ai învățat Tu pe mine, Doamne, o să învăț eu copilașii ăștia. Ce crezi, Cristina? Învăț eu de la copii cum nu poți să-ți imaginezi. Este ceva mult peste așteptările mele la amploarea acestei lucrări. În primul rând, când construiam el, nu vedeam niciun copil în sat. Și Bodo zice: păi, fată, dar pentru cine îl faci? Și zic: Bodo, un copil dacă avem, hai să facem om din el. Cristina, sunt 100 de copii la atelier. Wow. De la 4 ani până la 16 ani. De pe lângă. Dar gândește-te că asta s-a întâmplat. Deci atelierul a luat naștere fizic în pandemie. Deci în momentul în care noi l-am predat Domnului, i-am spus: Doamne,
eu știu că tu te poți ocupa de finanțele acestui loc ca el să meargă. Și noi știm că e de la tine lucrarea asta. Mulțumim din toată inima că ne-ai pus ca noi să fim cu urechile ciulite și te așteptăm, de-abia așteptăm să vedem de unde vor veni. Și au început să vină. Și? Vreo 40.000 de euro am băgat acolo. Bani pe care nu i-am văzut niciodată. Pur și simplu. Deci eu știam așa că trebuie să faci o listă și să-i o dai așa domnului. Termopanele au venit de Cristina, la... Cristina, nici n-am apucat să fac lista, că veneau lucrurile, tu parchetul înțelegi? Din altă parte, baia, băile și toate, tot grupul sanitar de la am făcut doar niște poze și le-am pus pe Facebook, da. Și am expus lucrarea. Nu te gândi sau să nu vă gândiți că m-am implicat eu foarte tare, pentru că eu nu sunt activ nici pe Facebook, și nici aici și nici nu l-a lăsat domnul, pentru că da. Domnul nu împarte slava cu nimeni. Exact. N-am vrut să mă implic ca și imagine și să spun Bodo de la Proconsul. Îmi mai luasem o papară puțin mai devreme cu adopția. Apropo de Bodo de la Proconsul. Ne-am învățat că... lecția, da. Și? Și acum, acolo vin 100 de copii și a luat, pentru că acum, vin și copii mai mari, de 13, 14, 15 ani, 16 ani. De la un încăpere am ajuns la 7 încăperi. Da. Copii și ce faceți concret? Copii care nu se mai regăsesc acolo cu între jucăriile de la atelierul de joacă, acum vor veni, începând de luna viitoare, la Clubul 43. Și aici m-a întrebat ce facem cu ei, nu? Prin joacă și prin joc implementezi valori creștine. Se poate lucra prevenție mult împreună cu copiii acolo și cu invitați din București sau nu numai din București, ci din Timișoara și din Timișoara, de exemplu, ne vin prieteni care în perioada de vară fac jocuri de tabără tare frumoase pe terenul de competiții fotbal al comunei, competiții frumoase. Poate și eu vreau să ajung acolo. Da. Te așteptăm. Îmi place ideea asta. Copiii nu mai au... nu mai știu ce înseamnă prietenie, nu știu ce înseamnă loialitate, nu știu ce înseamnă să... spirit de echipă. Spirit de echipă. Și astea ca ucenici, nu? Ai mai mulți trainer sau cum te descurci? Tu singură. Da, eu singură. Lucrarea este. Deocamdată de copii. Sunt împărțiți pe grupe, că nu aș face față. Organizez evenimente sau cum? Da, organizez da. Și evenimente. Nu vreau să fiu om orchestră acolo, copiii să mă vadă doar pe mine. Am tot felul de invitații, de medic stomatolog, am avut un tip care a luptat în Afganistan, am avut o doamnă care a venit să le citească. Deci le chem tot timpul, acum doar ăștia vin în minte, dar au fost mult mai multe și personalități care vin să, da, care vin să le vorbească despre diferite aspecte ale vieții din diferite puncte de vedere, din diferite prețurile pe care job-uri. Le plătesc să ajungă ceea ce sunt. Da, da, da. Gătesc cu ei, facem brioșe, facem pizza, mă joc cu ei, avem seri de filme, avem seri de care stăm și povestim chestii cu care ei se confruntă și n-au cu cine să vorbească de la școală, nu neapărat bullying sau așa. Au pijama sparte, după aia... S-au și dormit pijamale. Acolo. Da. E un fel de after school? Vin nu, zilnic? Vin nu, ocazional? Nu este after school pentru că noi nu le luăm niciun ban. Uh-huh. Trăim exclusiv din donații. Domnul este credincios. Când trebuie să vină chiria și eu nu am niciun leu în cont, zic, Doamne, știi că trebuie să vină chiria ta, asta este lucrarea ta. Sunt un pic hoțomană și mă pocăiesc în direct. Așa, în sensul bravo. Că când vreau eu să... Când am bani în cont, zic că e lucrarea mea, când n-am bani în cont, Doamne, e lucrarea ta. Nu e bine că fac asta, îmi dau seama, dar Domnul e bun și îmi dă har să mă pocăiesc. Îi spun, trebuie să vină data de chirie. De chirie, da, da, da. Și seara am banii de chirie. Domnul e așa de bun și așa de dulce, cum să nu fiu îndrăgostită de el, dar nu prin prisma asta, că am și rugăciuni la care nu sunt răspunse de ani de zile, dar tot îl iubesc, că știu că el este bun. Asta fac eu la țară.
Într-un fel la nu țară. Nu m-aș întoarce. Pe păi cum? E la este țară. Este la țară direct. Este la o țară. Comună din... E o comună. Da. Comună, comună. E un comună, sat comună. Dintr-o comună. Un sat dintr-o comună. Satul Dobrești din comuna Dobrești. Am înțeles. Foarte interesantă lucrarea pe care... Cine vrea să ne caute și să ne găsească, poate intra pe Facebook, dă atelierul de joacă și în prim plan este o poză cu un copac. Ia suntem o poză noi. Cu un copac desenat pe un perete. Desenat pe un peretele din nou. Frumos proiectul, da. Îmi place. Da. Foarte îmi place tare inițiativa este, și da? Ce faceți acolo. Uh-huh. Deci deocamdată, acolo, asta este focusul vostru. Și concerte? Și concertele mele sunt concertele mele. Loredana e mâna atelierul principală de acolo. Uh-huh. Iar eu, prind meseria liberală pe care o am, respectiv, sunt liber să... Merg la concert de oriunde din țara asta și în loc să vin din București, uite, mi-a fost mult mai ușor să ajung la Timișoara în, de la Curtea de Artă, de la Dobrești. Nu, de la Dobrești cu o oră mai puțin am făcut. Mm-hmm. Dobrești e lângă Argeș? Nu, este în Dobrești Argeș. Dobrești lângă este Curtea de Argeș. Lângă Pitești. Nu, lângă Pitești. Mm-hmm. Uite cum învățăm geografie. Dar... Lângă Pitești. De fapt, lângă Topoloveni, orașul Topoloveni. Mm-hmm. Se află la 20 de kilometri de Pitești și la încă 17 de noi. Interesant, Dumnezeu uneori așa schimbă traseul vieții noastre dincolo de tot ce ne-am putut imagina. Înainte de pandemie v-ați fi gândit la așa ceva? Niciodată. Înainte de pandemie spun un lucru, poate tu niciodată, numai că să ne retragem eu, tot la țară? După mine mă amăra foarte tare faptul că nu puteam să stau mai mult la locuința noastră de la... Noi avem casa de 5 ani de zile acolo. Uh-huh. Și îmi doream să stau mai mult. Dar, vezi, grădinița copiilor, jobul, hai să mergem, trebuie să ajungem la București, așa, ne făcea să ne întoarcem repede la București. Noi am strălucit în pandemie. Eu îi mulțumesc Dumnezeu. Să știi că am mai întâlnit oameni care în perioada pandemiei deci a fost am, un restart. Am renăscut, efectiv. Iar la țară, nu cred că a fost pandemie. Deci la țară oamenii își văd de treaba lor, de munca lor, da. A fost senzațional pentru noi. Nici n-am simțit restricții, n-am simțit nimic. Așa, la intensitatea pe care o simt la oraș. Ce s-a simțit în mediul aglomerat, urban. Da, da. Bun. Ce faceți mai departe cu Proconsul? Continuați? Continuăm. Ce înregistrați, ce cântați, ce ne-a mai dat și nouă? Tocmai am terminat Omul din oglindă de filmat. Este cu tot cu videoclip, pentru că nu-i demontat prea mult la videoclipul pe care tocmai l-am făcut. Este un videoclip one shot, tras dintr-o singură bucată cu multe carte. Foarte interesant. E vorba de Claudiu Stan, regizorul videoclipului, un tip foarte simpatic. Omul din oglindă este și un cântec tare frumos, cu un mesaj foarte ok, foarte atrăgător pentru prietenii noștri și pentru fanii Proconsul. Cântec pe care l-am cântat în colaborare cu Cabron. Cabron. Am avut o surpriză fantastică atunci când l-am cunoscut pe Cabron. Dar mai trebuie neapărat să ascultați ce e acolo. Și păi după aia curioasă. Vă povestesc mai multe. Da, da, da. Sunt curioasă. În rest, multe concerte anul ăsta pe toată suprafața României. O să tot recuperați mergem, ce nu s-a... O să tot încercăm să... N-avem ce să recuperăm. Nu, vom merge acolo unde ne cheamă oamenii și unde vor Proconsul. Avem multe cântări pe litoral anul ăsta. Ne întoarcem acasă la Dobrești. Cum sunteți priviți în lumea voastră a scenei, a muzicii, cu toată creștinea asta voastră? Până acum, spun din punctul meu de vedere aici. Nu pot să mă pun neapărat în... ca și creștin și în locul colegilor mei. Dar cum văd eu lucrurile, sunt în felul următor lucrurile. Acum, până acum 3-4 ani, ne-au privit de la distanță oamenii și au ținut așa o distanță, nu oamenii, foștii noștri, sau colegii noștri, sau foștii noștri parteneri de distracție, cu care, într-un fel sau altul, am cam terminat, știi, de intrat în zone respective. Se uitau cu un pic de reținere, dar tot văzându-ne că suntem
că suntem ok și că noi tot facem, ne facem treaba ok și mesajele noastre, care întotdeauna au fost mesaje de dragoste, fără să depășim vreo limită, nici înainte nu aveam obiceiul să depășim ceva limite ale bunului simț în exprimarea muzicală pe care o practicam. Nici acum nu o facem, dacă n-am făcut-o înainte, nu o facem nici acum, fără discuție. Și cred că a merge în locuri, faptul că pe noi Domnul ne-a lăsat să cântăm în locuri unde să putem vorbi despre El, e o mare binecuvântare. În primul rând pentru noi și după aceea pentru cei care au și ei dreptul la vestea asta bună pe care și noi și voi și toți am primit-o. Vreau și eu să zic ceva. La început, după ce ne-am întors la Domnul, eram foarte vehementă și tot pisam Bodo. Trebuie să cânți pentru Domnul. Bodo, da, Bodo, da, certuri în casă, da, tulburare, da, da, da. A trecut timpul și mi-am dat seama că tot ce faci, trebuie să faci ca pentru Domnul. Și mergeam cu el la concerte și după concert îl vedeam vorbind cu o persoană. Și când eram în mașină, amândoi îmi zicea, uite, tipul ăla a venit la mine și m-am rugat pentru el, că îl durea spatele, nu știu ce. Și am zis, zic, Doamne, Tu ești așa de personal și așa, că Bodo poate să cânte la o masă de creștini și dar s-a rugat pentru un om. Omul ăla poate să ducă vestea bună și să se pocăiască 1.000.000 după el. Deci l-am slăbit, am înțeles lucrarea și m-am rugat, am zis, Doamne, ajută-mă să nu fiu împotriva Ta, că eu dacă nu înțeleg, pot să fiu împotriva Ta și nu. Domnul a venit să aducă sabia, dar nu între soți și soție, nu aduce între creștini și necreștini, nu între noi doi care slujeam aceluiași Dumnezeu. Da, cert este că avem nevoie de noi ca și formație, avem nevoie de susținere majoră din partea fraților noștri creștini. Acolo unde... aproape că sunt mai prigoniți de creștini decât de necreștini. Așa îmi pare rău că spun asta. Acolo unde mergem noi... Pentru că nu înțeleg lucrarea și atunci le e mai ușor să lovească cu cuvinte. Da. Sau... Acolo unde mergem noi este... Avem de-a face cu... Multă încărcătură spirituală. Avem de-a face cu trupe bine antrenate. Și aici cred că sprijinul fraților noștri în rugăciune și măcar în gândurile bune pe care ne trimit nouă este... Le-ar fi de folos. Ne este de folos foarte tare. Tata ne susține, dar să nu credeți că nu avem lupte mari și noi ca și formații. Avem foarte mari lupte. Când zici luptă, te referi la tensiuni pe care le experimentezi? Bineînțeles, la tensiuni. Locul majore. În care mergi? Sigur și că în locuri, și nu neapărat în locuri, și în sânul formației, poți să mă mai pot apărea... Până și în familie, între noi. Da, oriunde. Deci chiar avem nevoie de sprijin în rugăciune din partea fraților noștri creștini. Sper că auziți, primiți acest mesaj. Da, ce-ar fi să ne rugăm chiar acum pentru voi, dacă tot urmărim această emisiune. Să știi că îmi dau seama de provocările. Nu e primul profesionist într-un domeniu laic, să zicem, mai neconvențional, care se luptă după convertire cu dilema asta. Ok, ce fac cu asta? Poate să fie creștin darul ăsta. Vorbeam cu cine? Cu Radu Clețiu, hai să-l menționăm, care e caricaturist și care în primul moment s-a gândit, după convertire, va trebui să opresc asta. Cum să-mi folosesc eu? Caricatura are sarcasmul ei și... Foarte interesant, pentru că este chiar un domeniu asta cu caricatura pe care nu prea poți jongla. În prima fază și omul s-a simțit vinoasă, am gândit, măi, nu cred că dacă m-am pocăit acum chiar trebuie să renunț la tot. Dar după aceea, exact acesta a fost instrumentul prin care el a avut acces la o plajă de artiști și oameni și face misiune în Turcia sau în țări în care în mod normal un misionar nu este primit, dar el cu talentul Cristina, și cu darul lui. Dar gândește-te că medicul ce face după ce se pocăiește? Nu mai operează? Operează mai bine. Păi și atunci.
Doar că noi avem, decât pentru avem etaloanele acestea diferite, în care măsurăm diferit. Ok, croitorul croiește. Nu, sunt cei care își doresc. Nu, știi care mai, eu am, noi n-am întâlnit-o, deci noi am fost prigoniți foarte mult timp de către frați creștini care ne-au judecat. Și în mediul online, și, și pe față. Tare, adică, și... du-te, bă, oricum, Amona, oricum, au scris-o pe față, oricum. Și eu constatam că ei joacă niște filme, joacă pur și simplu. S-au uitat la foarte multe seriale și le spun și acum, nu vă mai uitați la seriale. Telenovele. Da, nu, terminați cu telenovelele, citiți doar cartea și atât. Și dacă vă citi cartea, veți înțelege că judecata este inutilă. Inutilă. E și pătărnicie că ei în mediul online, unde nu se văd, vorbeau urât și în față fratele Bodo, sora Loredana. Bun, acum fiți buni și cu ei, fiecare are nivelul lui de înțelegere. Da, siguranță. Nu cred că cum să detectezi în urma, în vocea noastră. Cred că poți să fii rănit de neînțelegerea unei sau de agresivitatea verbală. Nu mai suntem. Nu mai suntem. Să știi că s-au potrivit. Ați crescut mai mari. Da. S-au liniștit și ei. Deci oricum nu mai suntem de mult, nu mai avem probleme. Nu, dar e posibil la începutul vieții noastre de pocăință să fi făcut foarte multe gafe, din râvnă, fără pricepere, din. Dar pe măsură ce crești, cu siguranță, rugăciunea mea este nu să cresc în cunoștință, să cresc în dragoste, că degeaba cresc în cunoștință. Așa. Și tot fain sunteți amândoi. Mă bucur de voi, sincer. Mulțumesc. Și sunt mulțumită că sunteți în mediul în care v-am mai spus lucrul ăsta și îl repet și îl întăresc, poate într-un fel și pentru audiența noastră. Cred că Dumnezeu are nevoie de oameni în toate mediile. Așa nu are este. Nevoie doar chirurgi. Ok, asta e o profesie respectabilă, chirurgii, come on, despre ce vorbim? Dumnezeu are nevoie de la tâmplar, la femeie de serviciu, în fiecare mediu are nevoie de reprezentanții lui. Da. În media, de ce nu? Și chiar cred că trebuie să creștem profesioniști pe toate domeniile, în așa fel încât să avem acces pe orice plajă și pe orice oameni în toate domeniile care să să facă o mărturie, să facă o diferență. Așa uite este. Cum se poate cânta, uite cum se poate comporta un om pe scenă care are succes, are bani, este văzut bine și nu-și pierde mințile și integritatea. Cristina, pentru unii bărbați este așa ceva, hai să nu zic un șoc, dar Bodo are pe telefon pe mine și pe copiii noștri. Sunt puțin bărbați căsătoriți sau nu sunt foarte mulți bărbați căsătoriți de să aibă pe nevastă sau pe ecranul telefonului și mai ales o vedetă unde îi zice că el are acces la mai multă prezență feminină și așa. Și asta poate fi o mărturie. Bun, are o nevastă foarte frumoasă și... Așa este. Și dacă era urâtă și dacă era în alt fel, mă gândesc că tot aveai, nu? Da, clar, am și doi copii foarte frumoși, așa că n-am cum să nu-i port, nu sunt cei mai frumoși. Nu, dar poți să evanghelizezi și tăcând. Adică... Da, sunt modalități diverse. Becu când l-a prins, nu zice, hei, uite-mă, sunt lumină. Da. Luminează și atât, nu? Corect. Suntem și la finalul acestei emisiuni și aș vrea să-i lăsăm pe cei care ne-au urmărit cu o mireasmă faină din viața voastră. Nu știu câți ani aveți de când îl cunoașteți pe Dumnezeu, dar anii aceștia... Dumnezeu v-a vorbit într-un mod mult mai explicit decât a făcut-o înainte. Și înainte v-a vorbit, dar nu v-ați dat seama. Bineînțeles. E bine, acum v-a vorbit așa de explicit, ați început să citiți carte, ați început să întâlniți oameni care v-au inspirat, ați crescut într-o comunitate creștină. Cine e Dumnezeu acum pentru voi? Cum îl vedeți voi? Cum transpare? Uite, când am venit la voi în studio, în primul rând, este a doua oară când eu vin în Timișoara și prima dată când am venit am fost doar la o petrecere și m-am urcat în avion și m-am dus acasă, deci n-am văzut Timișoara. Este a doua oară când vin, suntem la niște prieteni de-ai noștri care stau într-o comună de lângă Timișoara și mi-au zis, Lore, nu va fi nimeni acasă, te urci în mașină, spui Waze-ul și te duci la studio că ai emisiune. Dumnezeu poate să fie Waze-ul. Deci eu am ajuns aici călăuzită de un, de o aplicație. De o aplicație. Viața sub călăuzirea lui Dumnezeu te duce la o destinație. Eu pe drum m-am întâlnit cu gropi, cu oameni care n-au respectat neapărat regulile circulației, ca în viață.
Dar Waze-ul m-a adus aici. Dacă o aplicație făcută de mână, de om, poate să te ducă într-o destinație în siguranță, imaginează-ți Dumnezeu. Deci poate o călăuzire mai bună ca Dumnezeu nu există. Așa nu este. Există. Așa este. Eu vin și completez ce spune Lore și vin și spun că pentru mine este modalitatea mea de a-i mulțumi Domnului este prin mărturisirea pe care o fac și prin îndemnul pe care îl fac spre iertare tuturor celor cu care vorbesc. Și le spun clar, dacă pe mine, mulți îmi spun și am discuții cu oameni care nu se iartă și spun, dar tu te poți ierta pe tine. Și le spun clar, dacă pe mine m-a iertat, tata, cine sunt eu să mă pot ierta, să nu mă pot ierta eu pe mine? Așa că te îndemni pe tine să te ierți pe tine și să încerci să ieși la rândul tău. Pentru mine iertarea este chipul cel mai apropiat al Domnului. Acum, în momentul ăsta, ca să ți-l descriu așa... Ce frumos! Ce emoționant! Noi bun avem final. Percepții diferite despre Domnul. Mie îmi place asta. El vorbește mult, foarte mult despre har și despre iertare. Deci... la cât am fost iertat, Doamne! Da! Uf, cum să nu vorbesc? Cui se iartă mult, iubește mult. Chiar așa este. Cristina, cui nu-i se iartă mult? Doar că nu realizăm. Foarte bine punctat. Mulțumesc! Tuturor ni se iartă enorm. Așa este. Suntem atât de îndepărtați de dragostea lui Dumnezeu, atât de alienați față de tot ce înseamnă planul inițial. Doar că nu realizăm și ne socotim noi înșine mai buni unii decât ceilalți. Așa este, da. Foarte bine punctat. Trebuie să închei acum. Mai povestim și după, bine. Normal. Mi-a făcut mare plăcere. Sper să nu fie doar ultima vizită, ci să se adauge a treia, a patra, a nu știu câtă vizită. Îmi sunteți dragi. Mă bucur să văd dragostea lui Dumnezeu în voi. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Și vă însoțim cu rugăciunea noastră să fiți protejați, să nu vă pierdeți pasiunea pentru ei. Așa să fie. Să nu vă lăsați descurajați de nimic. Continuați cu rugăciunile, nu doar pentru ei, pentru oricine își propune să fie în voia lui Dumnezeu și să îi facă pe plac lui. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Fiți binecuvântați. Dumnezeu vrea să vă vorbească în continuare.